deschingeam umărul. La fiecare sărbătoare aveam câte o treabă din aceasta. Așa a fost atunci copilăria. În acea zi de iarnă geroasă, mama Măriuță și cu mama, mama Cătița, mi-au zis mie și lui Beni, voi nu vreți să stăruiți după botezul cu Duhul Sfânt? Și am zis, da, vrem. Și împreună cu baba și cu mama am fost acasă, în casa noastră acolo, la Păritească, unde stă acum vicele care e primarul, nu? Sau primarul. Primarul, nu? Vicele care e primarul. Da, primarul. Putem... Și am stat lângă pat. Lângă pat. Pat de la înalt, cu strujac, cu păluși, sau cu paie, cu ce era. Noi doi și bunica și baba ne-am rugat, nu știu cât ne-am rugat, și am primit botezul cu Duhul Sfânt. Era 10 ianuarie. Am ieșit afară apoi și ne-am dat pe, încă ne-am dat pe gheață, ne-am întâlnit cu niște băieți cu care ne-am avut probleme cândva mi-au spart unul capul sau ceva, pentru că era o zi mai deosebită. Am avut niște bomboane la mine, că așa făceam noi atunci de zilele noastre de naștere. Aveam niște bomboane și împărțeam la colegi. Le-am dat bomboane, eram plin de bucurie, eram plin de dragoste pentru Domnul și eram, de fapt, un copil. Așa a fost când am primit botezul cu Duhul Sfânt. În iarna aceea, în primăvara aceea, probabil că părinții și bunicii au vorbit cu fratele Dumitru Huplea, pe care probabil unii nu-l, poate îl știți din auzite, dânsul era de la Ilteu. Ilteu este peste deal, este pe Valea Mureșului. Acolo e de la Valea Mureșului, nu? Și în Duminica Florilor, care probabil că a fost în primăvară, în aprilie, nu știu când o fi fost. Cam așa, dar mă duceți Paștele și Florile. Aprilie, mai, nu? Cam aici au căzut. Nici nu știu ziua. Au vorbit cu dânsul și dânsul de la Ilteu, trecând peste dealul, probabil pe la Roșia, pe la Obârșia, nu? Ăștia cu pădurile ardeze știe cum e pe acolo, unde-s drumurile. Au coborât jos, deci mai întâi Obârșia probabil, sau nu știu, nu știu. Acolo, sus pe dealuri, a coborât singur și a ajuns la noi acasă spre seară, s-a făcut seară. De fapt, aș intenționat să ajungă spre seară, spre întuneric. Și a vorbit ceva cu noi și a venit acela fratele Rusalin. Și eram și noi îmbrăcați în niște haine albe, niște izmene și niște cămașe albe. Așa cred că ne-am îmbrăcat sau nu mai știu dacă am avut ținută de asta specială. Cum aveți voi sau cum faceți voi, ținute speciale. Și atunci a vorbit cu noi, i-a fost eu, Beni și Gelu. A vorbit cu noi în casă. În casă a fost uncioaia Anuța al Ordelean și cred că mama și baba dacă fi fost. Cam atât s-a fost la botezul nostru. În casă, în cameră, a vorbit cu noi și ne-a dus prin grădină și acolo la apă a fost numai noi, trei și dânsul. Atât. N-a venit nimeni. Aici în casă ne-a întrebat. Și eram niște copii. Ne-a întrebat dacă vrem să-L urmăm pe Domnul și dacă-L iubim pe Domnul. Și... pe baza mărturisirii Duhului Sfânt, care a fost înainte, am drăsnit și ne-am botezat, ne-a dus în Dălbina, acolo jos, la fratele Rusalin, și ne-a scufundat în apă. Ce-am vrut să vă spun, iubiți tineri, dacă Domnul spune să ne botezăm, dacă spune Domnul să stăruim după botezul cu Duhul Sfânt, dacă Domnul spune să trăim Cuvântul Lui Dumnezeu, noi trebuie să învățăm, să ascultăm și să împlinim voia Lui Dumnezeu. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. La botezul vostru e sărbătoare, v-am dat și o floare, v-am dat și o carte și o Biblie. Dar sunt atâția tineri astăzi care evită să se boteze și spun că sunt prea tineri. Sunt la 20 de ani.
20 ceva de ani și încă zic că nu-s copt și că nu știu ce fac și cum fac și tot amână și tot amână. Trebuie ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Dar mergem puțin mai departe. Era vorba că și suferința și încercarea și necazul lucrează pe de altă parte spre binele nostru dacă îl iubim pe Domnul. Care este scopul necazului, de exemplu? Suntem aici în Romani și dăm pagina înapoi un pic. În Romani, capitolul 5, scrie cuvântul Domnului așa. Romani 5 cu 3. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aduce nădejde. Biruința aceasta aduce nădejdea. Și nădejdea aceasta este, care nu înșală, pentru că însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost unată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vedeți, aici niște etape, niște trepte. Suntem nerăbdători, suntem oameni care nu știm să îngăduim pe ceilalți. Ne îngăduie Domnul o încercare, un necaz. Ne îngăduie un necaz. Noi nu știm și se spune aici, și spunem și noi de multe ori și la adunările noastre, la adunări, spunem cum vine câte un necaz pe noi, o încercare, imediat bilete la fraza Avon, rugați-vă să scap, să mă scape Domnul. Și Domnul poate că vrea mai o treaptă să mai dea la cuptor, să mai ardă un pic. Mai o treaptă. Dar noi, scăpați-ne, frate, rugăciune, veniți, faceți ciungere cu de lemnul, să ne scape Domnul, să ieșim. Și Domnul, tocmai de aia ne-a băgat acolo. Că nu suntem răbdători, că nu putem răbda, că nu putem îngădui, că mai este zgură în noi. Mai este zgură noi, mai este firea pământească noi și trebuie să ardă. Și arderea aceasta se face prin necaz. Necazul aduce răbdare. V-ați rugat vreodată? Doamne, dăm răbdare! Dar sigur că ne-am rugat. De câte ori nu ne răbdăm? Nu cerem asta. Doamne, dăm răbdare! Doamne, dăm răbdare! Doamne, dăm răbdare! Păi poate că Domnul ne ia în socoteală rugăciunea. Și zice, bine, îți dau răbdare, dar știi cum? Răbdarea mai întâi e o școală. Ca să ajungi la răbdare, păi te-ți trimite un necaz. Dacă ne trimite Domnul necaz, noi știgăm, au, și vai, și Doamne, de ce ne-ai trimis? Păi ai cerut răbdare. Necazul aduce răbdare. Acolo când vine necazul, ne smerim, ne plecăm capul, cum se spune, cum se spuse, ne băgăm în jug, stăm acolo, așteptăm îndurarea Domnului și în timpul acesta răbdarea își face lucrarea. Și trebuie răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea. Pentru aceea vine încercarea, încercarea, răbdarea aduce biruință în încercare. Iar biruința aceasta aduce nădejde. Uite ce trepte importante, frumoase. Avem necaz, ajungem la răbdare. Răbdarea își face lucrarea desăvârșită, încercarea credinței și apoi avem nădejde. Creștem așa. Ne dă Domnul speranță. Privim spre cer. Privim dincolo de lucrurile lumii acesteia. Ne mărește Domnul nădejdea. Că nădejdea este o ancoră care ne leagă de cer. Slăvit să fie Domnul. Amin. Deci necazul, încercarea este potrivită pentru cei ce îl iubesc pe Domnul ca să ne ațintim privirile spre ceruri. Ascultați-mă, și e un adevăr pe care îl trăim. După 30 de ani de revoluție, libertate, avem tot ce ne trebuie, suntem bine, ne-am dezvoltat și noi, dar pe de altă parte, ne-am depărtat de Domnul, ne-am dus mai jos spiritual, în loc să creștem spiritual și să fim mai hotărâți pentru Domnul, mai hotărâți pentru lucrarea Domnului, noi tot mai delăsați suntem, că ne-am pus și noi în rând cu lumea. Și atunci Domnul trebuie să ne bage iar la înghesuială. Necaz, încercare, strâmtorare și va veni, fraților, și prigoană. Va veni și prigoană pentru poporul lui Dumnezeu. Ca Domnul să ne rupă de lumea aceasta. Ca să putem să scăpăm de lumea aceasta și într-o bună zi chiar să ne putem deslipi de ea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Am văzut frați și surori trecând prin încercări din acestea grele, am văzut situații când
mama s-a putut desprinde chiar și de copii. Și a putut să-i lasă în urmă. Pentru că Domnul Dumnezeu i-a deschis privirea spre finalitate. Și a putut să lase pământul, și a putut să lase familia, și a putut să lase copiii. Domnul a pregătit-o printr-o situație, printr-o suferință, printr-un necaz. Și a fost gata să plece. A fost pregătită să plece. Să știți că până ne legăm de pământul ăsta și nu ne putem desprinde de el, nu e în regulă cu noi. Și nu suntem gata să plecăm. Dar Domnul ne poate dezlipi. Să știți, ne poate dezlipi. Cât suntem de tari, de puternici, de sănătoși, și ni se pare că în jurul nostru se învârte totul și noi putem să rezolvăm toate lucrurile. Așa ne poate Domnul Dumnezeu liniști, calma și pregăti pentru cer. Așa de simplu. O simplă necaz, o simplă boală, o simplă încercare. Și ne pune Domnul la analiză, ne pune Domnul la cercetare, ne pune Domnul să ne analizăm lucrurile și îi chemăm pe frați, ne împăcăm cu toții, iertăm pe toții și spunem, gata, sunt pregătit. Poate Domnul să mă ia. Dar nu, să nu ne rugăm pentru vindecare. Nu. Să mă ajute Domnul să închei cu bine, pot să plec, sunt pregătit. Pentru că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare și acestea aduc nădejde, suntem legați de cer și putem să plecăm. Lăudați să fie Domnul. Pentru că Domnul ne binecuvintează și aici pe pământul acesta. Dar Domnul vrea să ne dea cerul, vrea să ne dea împărăția lui Dumnezeu, vrea să fim acolo și pentru aceasta ne-a mântuit Domnul. Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, hai să mai citim cuvintele Domnului. Scrie aici Apostolul Petru. Și știm versetele acestea, doar le citim și apoi un pic le interpretăm și gata că timpul așa zburat. Scrie Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetele 3, 4, 5, 6 în jos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate vesteji păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în această credință, în această credință voi vă bucurați mult, măcar că, acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Prin felurite încercări, scrie aici. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care totuși piere și care este cercat, prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre, slăvit să fie Domnul. Amin. Despre ce vorbi aici Apostol Petru? De o credință care trebuie să fie încercată, care trebuie să fie stabilă, care trebuie să fie verificată, care să fie ca și aurul curat. Credința aceasta se verifică, se consolidează prin diferite încercări. Și încercarea aduce întristare. Dar scrie că această încercare și această întristare aduce în noi pocăința. Când întristarea este, după voia lui Dumnezeu, aduce noi pocăința, aduce în noi viața spirituală, aduce în noi voia lui Dumnezeu. Și apoi are ca sfârșit, ca urmare, lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Vom fi îmbrăcați cu slavă, cu laudă, cu cinste la arătarea lui Iisus Hristos. Vom fi prezentați acolo în ceruri. Și Domnul va spune, aceștia sunt ai mei, rodul suferințelor mele. Acesta este. Tâlharul a fost primul rod. Și apoi noi toți ceilalți vom fi acolo. Dar vom fi îmbrăcați cu slavă, cu cinste, cu laudă la arătarea Domnului Iisus Hristos. Măriți să fie Domnul! Amin. Tot Petru, spune vorbele acestea și spuse aici, sunt duhovnicești. E greu de primit. Spune Petru așa, în 1 Petru, capitolul 4, versetele 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, pentru cât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Cum zice aici?
Domnul Petru zice că să nu ne mirăm că vine încercarea. Să nu ne șocăm de asta, să nu ne speriem. Dar spune mai mult, dimpotrivă să ne bucurăm. Să te bucuri că vine încercarea? Da, pentru că privești dincolo, pe de altă parte, privești lucrarea lui Dumnezeu, încercarea aduce stabilitate, încercarea aduce slavă, aduce gloria lui Dumnezeu peste noi. De aia să ne bucurăm. Nu că suntem oameni care nu mai raționăm și nu mai gândim corect. Nu! Ne bucurăm în încercare, ne bucurăm în necaz, pentru că știm că în toate acestea Domnul lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Măriți să fie Domnul! Amin. Și spune Apostolul și spune cuvântul Domnului că suferințele ușoare și de o clipă. Ușoare și de o clipă. Dar nu o noapte dacă nu dormi. Zice, vai cât a fost de lungă. Și cuvântul Domnului spune că e o clipă. Și poate că sunt frați, surori, și poate că aveți dumneavoastră aici și fratele Dorel știe și are încercări, are încercarea aceasta, poate că săptămâni, luni, ani de zile trec frați, familii prin încercare și trebuie să stea la pat și este neputință și este suferință și este durere. Dar zice Pavel, spune cuvântul acesta, ușoare și de o clipă. Sigur, în raport cu veșnicia, în raport cu veșnicia, cuvântul Domnului este și rațional și suntem și noi raționali. Nu vom spune la un bolnav, vai frate, ce ușoară ți este suferința, vai ce scurtă ți este, și să mergem să încurajăm cu cuvintele acestea. Am trebuit să fim iraționali și fără minte, să spunem așa ceva la un bolnav. Și să fim alături de el și să spunem, frate, suferi de multă vreme, ai dureri mari, dar în raport cu veșnicia, în raport cu ce te așteaptă, cu greutate veșnică de slavă, Domnul să-ți dea putere să mai birui, Domnul să-ți dea putere să nu cârtești, să rămâi aici în suferință, să rămâi în cuptor. Domnul are un plan cu tine, vrea să te curățe, vrea să te facă austrucitor și să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, să primești o greutate, nu ceva ușor, o greutate, și nu puțină, ci veșnică de slavă. Deci în tristările noastre de acum, care în raport cu veșnicia sunt și scurte și ușoare, vor pregăti pentru noi o greutate veșnică de slavă. Noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze când vom trece prin încercări, prin suferință. Haideți mai un cuvânt. Mai un cuvânt. Poate este un pic mai... Așa, mai greu și de primit și de acceptat. Evrei, capitolul 12. Scrie aici, versetul 3-4 în jos. Uitați-vă, dar, culoarea minte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Scrie, a suferit, Iisus a suferit. Iisus a avut de suferit. Iisus a fost într-un proces al suferinței. Și ascultarea este un proces al suferinței. Ascultarea. Și zice aici mai departe, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Suferiți pedeapsa. Domnul Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tata? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei sale. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată este o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei, roada dădătoare de pace a neprihănirii
slăvit să fie Domnul. Amin. Cuvinte grele, cuvinte adânci, cuvinte profunde. Ce scrie aici? Suferiți pedeapsa. Domnul ne poate îngădui și la pedeapsă. Și scrie, acceptați pedeapsa. Pentru că Domnul Dumnezeu, pedepsindu-ne, ne vrea binele. Că și părinții noștri trupești, este spus aici în paralel, pedepsindu-ne, ne fac bine. Ne opresc de la o înaintare nepotrivită, ne opresc de la acțiuni necugetate și doresc să ne îndrepte pe calea cea bună. De aia ne pedepsesc părinții. Asta e scopul pedepsei unui părinte. Să ne facă ascultători, să ne facă să ne oprim de la ceea ce am greșit, să ne facă să fim mai atenți. Ne vor binele. Deci cu atât mai mult Dumnezeu ne pedepsește ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Greu cuvânt. Dumnezeu ne pedepsește pentru că ne vrea binele. Slăvit să fie Domnul. Deci, am vorbit de caz, încercare, suferință, pedeapsă. Pedeapsa din partea lui Dumnezeu este o mare binefacere. Ne oprim. Ne atenționează Dumnezeu. Și este foarte potrivit să ne pedepsească Dumnezeu ca să ne oprim și să vedem ce am făcut și să ne analizăm situația. În momentul când Dumnezeu nu mai spune nimic și tu și eu fac ce vreau și mă duc unde vreau și când vreau și cum vreau și nu mai am niciun simțământ spiritual și Dumnezeu nu spune nimic, situația aceea este foarte periculoasă. Când Dumnezeu tace și nu-mi spune, să știți că este foarte greu. Dar cuvântul Domnului spune că atunci când Dumnezeu ne pedepsește, dovedește că ne iubește. Eu mostru și pedepsesc pe oricine îl iubesc. Credeți cuvântul ăsta? Da. Da? E adevărat? E din Scriptură? Sunteți convins? Și din Apocalipsa. Nu mă duc, am depășit timpul și copilul așa trebuie să plece și ea acasă. Deci, noi ne place să ne lăudăm că Domnul ne iubește, că ne-a dat binecuvântări, că suntem bine, că suntem sănătoși, ce mult ne iubește Domnul, ce mare iubirea lui Dumnezeu, cântăm, vorbim despre ea. Dar când ne pedepsește Domnul, e tot iubirea Domnului. Să știți că și asta e iubirea Domnului. Și trebuie să o primim și aceasta. Și poate că aceasta trebuie să o primim mai mult, că Dumnezeu ne vrea binele. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Acestea au fost gândurile pe care Domnul ni le-a pus să le spunem acum, potrivit cu ceea ce frații au fost călătoriți ei, cu cântările. Altceva am fi vrut să zic mai dinainte, când am venit de acasă, altceva am trecea prin cap, dar acum asta ne-a ajutat Domnul să spunem. Și pentru noi, și pentru voi, și pentru toți. Să acceptăm această școală în care Dumnezeu ne pune pentru binele nostru, pentru viața spirituală, ca să ne rupă Dumnezeu de lumea aceasta. A trebuit și trebuie de multe ori să se poarte cu noi în felul acesta. Încercare, necaz, suferință și chiar pedeapsă. Dar tot ce face Dumnezeu, face spre binele nostru, face pentru a ne face părtași slavei viitoare și părtași sfințeniei sale. Și pentru că ne iubește. Lăudat să fie Domnul! Amin. Pentru că ne iubește, de aceea le îngăduie Domnul toate acestea peste noi. Când ne merge numai bine și numai bine, și noi știm în interiorul nostru că nu e chiar bine cu noi, să știți că suntem pe o cale periculoasă. Și vă dau și un sfat. Poate că pe aici trec și mulți proroci, poate că sunt și vin că vase de ale Domnului sau, mă rog, din îndrăzneala lor, și poate că vă laudă și vă ridică în slăvi. Și tot timpul vă aduc numai cuvinte de laudă și te voi face, așa vei fi și... Da? Și dacă nu dă nicio condiție și dacă nu vă și mustră Domnul și nu vă spune Domnul apoi am asta împotriva ta, fiți rezervați la toate prorociile care vă laudă. Fiți rezervați la toți prorocii care trec pe aici oriunde ori trece și numai laudă și numai slavă și numai glorie și fără pocăință și fără pedeapsă și fără a urma calea și jugul. Fiți rezervați.
În cuvântul lui Dumnezeu, în Apocalipsa, este foarte frumos acolo să observăm. Domnul nu vine prima dată să pedepsească. Domnul nu vine și Duhul Domnului nu vine prima dată să ne spună părțile negative. Ci spune: știu faptele tale, știu că te-ai silit, știu răbdarea ta, știu că ți-ai dat silința, dar ai puțină putere. Dar nu, da, Domnul schimbă poziția și dar am ceva împotriva ta. Repară, pocăiește-te, spune Domnul. Pocăiește-te, că te iubesc. Eu vin la tine și te iubesc. Iar dacă nu vrei să te pocăiești, cu toate faptele bune, cu tot ce este de lăudat, dacă nu vrei să te întorci, dacă nu vrei să te pocăiești, voi veni și voi lua sfârșitul, voi veni și situația va fi tragică. Am spus și gândul acestea, nu știu de ce a trebuit să le spun, le-am spus. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Acceptați și încercarea, acceptați și suferința, acceptați și boala, acceptați și pedeapsa. Și Domnul ne va face părtași slavei viitoare, sfințenii sale. Amin. Și vom primi o greutate veșnică de slavă. În cer, pe flori, nu poți fi dus, că da, ți s-a luptat. Ci pentru regele, și pentru regele Iisus chiar viața așa. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și vremurile care vin, fraților, vremurile care vin vor fi vremuri grele. Din punct de vedere spiritual vor fi vremuri grele. Din punct de vedere material, poate să fie foarte bine. O duceți poate că bine aici, o duceți foarte bine aici. Aveți poate că tot ce trebuiește și noi avem tot ce ne trebuiește, dar se pare că binele acesta e în defavoarea binului spiritual. Dumnezeu să ne aibă în vedere și să ne păzească pe noi, copiii noștri, nepoții noștri. Astăzi alegem europarlamentarii și fie ca Dumnezeu să ajute România aceasta să găsească un drum bun spre Dumnezeu, cu teamă de Dumnezeu, cu respect față de oameni. Și dacă așa va fi, vom avea o viață pașnică și liniștită să o ducem. Iar dacă nu, vor veni peste noi și prigoniri. Prigoniri. Vor veni și vremuri când poate că iarăși ne vom duce prin case și vom încuia, sau vor încuia și localurile acestea. Ne vom ascunde, vom merge poate prin păduri. Cu toate că alegem oameni mari astăzi, europeni, și așa mai departe, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, ca să putem să ducem lupta pocăinței până la capăt. Amin. Amin. Și ne iertați că am depășit un pic termenul, am venit mai rar, dar Domnul să ne ajute să ținem calea până la capăt. Amin. Și să vă binecuvinteze, Domnul. M-am bucurat de toți pe care v-am văzut și mi-am adus aminte, de care nu m-am adus aminte, l-am mai întrebat pe Dorel, pe cei, care e cu tare, care e cu tare. Și m-am bucurat să vă văd. Domnul să vă binecuvinteze, amin, să vă însoțească și să vă mulțească, amin, și să fiți cu adevărat o biserică binecuvântată. Că aici au fost rădăcini bune, aici a fost o învățătură minunată care ne-a fost dată și nouă și astăzi și noi vrem să merem măcar în urmele înaintașilor noștri, măcar ceea ce au făcut bătrânii noștri, părinții noștri spirituali, să ducem și noi mai departe. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Amin.